Una dintre surprizele majore la nivel național este că ALDE nu mai intră în Parlamentul European, potrivit rezultatelor parțiale. Așa cum spuneam, nici în județul Călăraș, ALDE nu trece pragul. În urmă cu 2 săptămâni, europarlamentarul Norica Nicolai și Călin Popescu Tăriceanu, președintele ALDE, au susținut o conferință de presă la Călăraș. Președintele ALDE vorbea atunci despre apariția unor partide noi, pentru că liderii nu găsesc soluții la problemele cu care se confruntă cetățenii europeni. Convergența reală, până la urmă, este ceea ce simte fiecare cetățean în termen de putere de cumpărare, calitatea vieții. Și avem încă mult de progresat. În România s-au făcut mari progrese, din păcate progresele nu sunt uniforme, sunt zone care au reușit o absorpție, un grad de absorpție mai ridicată față de altele, dar trebuie în continuare, sigur, să avem aceste fonduri la dispoziție și să știți că nu este numai miza României, este și miza tuturor țărilor din regiunea noastră, fie că e vorba de Polonia, de Ungaria, de Cehia, Slovacia, Bulgaria, cu toții avem acest obiectiv comun. Nu-mi rămâne decât să cred că în Parlamentul viitor, parlamentarii din țările noastre se vor coaliza într-o formulă inteligentă care să permită să ne atingem obiectivele de interes comun. V-am dat câteva exemple, mai sunt și altele de politici la nivel european pe care colegii mei le vor urmări să le impună sau altădată să le modifice, cum este directiva pe transporturi, unde forma actuală va defavoriza foarte mult firmele românești de transporturi internaționale și nu numai, din toate țările din zonă. În Europa, din păcate, bate un val de sau un vânt de protecționism din nou și ieșirea Marii Britanii, care este o campioană a liberului schimb, a comerțului liber, nu va ajuta evoluția în viitor și așa că mă aștept, cum deja am și văzut, țări precum Franța sau altele să încerce să revină la măsurile protecționiste din trecut. Cu toate că noi considerăm și ni se spune, ni se dau lecții de la Bruxelles că spațiul european este un spațiu de liberă competiție, în momentul în care libera competiție înseamnă venirea firmelor străine în România, trebuie să aplicăm toate regulile. În momentul în care însă situația se inversează, adică firmele românești vor să meargă în străinătate, ne lovim de bariere protecționiste și acest lucru sigur că nu este acceptabil. De aceea, ca să trag o concluzie, ca să înțelegeți puțin miza la un nivel mai înalt care se joacă, Uniunea Europeană, sigur, este confruntată cu o serie de probleme, o serie de dificultăți. Părerea mea este că aceste dificultăți rezultă din faptul că mulți dintre liderii europeni sunt decuplați de la agenda populației. Discursurile frumoase, sloganurile nu ajută la rezolvarea problemelor și nerezolvarea acestor probleme a creat o contrareacție la nivelul Uniunii Europene prin apariția unor partide care sunt etichetate în fel și chip, unele naționaliste, altele extremiste, că sunt de extremă dreapta, că sunt de nu știu care extremă, că sunt eurosceptici și așa mai departe. Dar aceste partide trebuie să ne preocupe faptul că ele câștigă teren. Și câștigă teren de ce? Pentru că sunt din ce în ce mai mult oameni nemulțumiți. Deci nu Uniunea Europeană e problema. Problema este a unora din liderii din Uniunea Europeană care nu găsesc soluțiile adecvate la problemele cu care se confruntă cetățenii europeni.